Freilich, meine Liebe. Heute Abend ist es unmöglich. Aber morgen? Morgen Abend. Vielleicht. Sehr wohl, meine Liebe. Also bei dem Uhr um 8. Auf Wiedersehen, meine Schatze. Bitte kommen. Hier spricht die Kommandatur. Zu Befehl, Herr Oberstleutnant, das Infanterieregiment. Herr Oberstleutnant Werner von Töderich. Wie? Halte die Stellung. Wir werden Nachschub von Busau bekommen. Auf Wiederhören. Heichler. Was ist passiert? Hallo? Bin ich mit dem Bahnhof verbunden? Hier spricht Oberstleutnant Werner von Töderich. Wann unser Zug von Busau ankommt? Was? Wieso? Wo? In Janka? Zerstört? Scheiße. Was ist passiert? Obergefreiter, verbindest du mich mit dem deutschen Oberkommando in Bukarest? Zentrale, bitte verbinden Sie mich mit dem deutschen Obergefreiter in Bukarest. Danke schön, Fräulein. Herr Oberstleutnant, die Verbindung ist hergestellt. Herr von Killinger, entschuldige, Herr General. Ich bin Oberstleutnant Werner von Töderich. Ja, von Breila. Wir haben ein riesiges Problem. Unser Zug mit Nachschub vom Busau wurde in Bahnhof Janka in die Luft gesprengt. Wir haben keine Kampfmittel. Wir haben sämtlich Nachschub verloren. Zu Befehl. Heiler. Scheiße. Hi, Hitler! Unser Zug von Busau ist verloren. Das geht kaputt, Herr Obersturmführer. Vă sunem să vă predați! Clădirea este în mâinile noastre acum! Los! Los! Schwingel! Los! Was mit dem? Domnule capitan?
Bună ziua, stimați telespectatori și stimați invitați. Avem aici o seamă de oameni pe care i-am cunoscut mai nou sau mai vechi și am reușit împreună o performanță specială pentru mine, sper că și pentru dumneavoastră, aceea de a filma câteva minute dintr-un moment important al existenței noastre, din 23 august 1944, într-un loc pe care, o să crede sau nu, e treaba domniilor voastre, dar suntem fix acolo unde comandamentul german și-a găsit culcuș când, vreme de un an și ceva, a stat, a ocupat acest oraș minunat, municipiul Brăila. Cum am ajuns să știm că așa s-a întâmplat? Simplu, acum câțiva ani, cei de la Biblioteca Județeană Brăila s-au gândit să facă o extindere a activităților și au extins și locul și au găsit, cu ajutorul prietenilor de la muzeu, prin săpătură, niște hrube, cu tot felul de muniții și altele, dar am să-l las pe cel care știe foarte bine despre ce este vorba, au găsit că, într-adevăr, aici a fost acest comandament și am făcut această acțiune de câteva minute de întoarcerea armelor și cucerirea acestui comandament. În ordine de la stânga la dreapta, am să vă spun despre cine este vorba. Este vorba de bunul meu prieten, pot să spun, Andy Pușcă, noul meu prieten, sper din toată inima, Virgil Tudor, da? Mai vechi, sper din toată inima, prieten, Marian Dragomir, și alături în uniformele acestea splendide pe care fiecare o să și le povestească, acolo este aviația, da? Îl avem pe domnul Croitoru, Costin Croitoru și Marius Diaconu, și tocmai în capăt Ionel Răuță. Fiecare are câte o uniformă pe care cineva a reușit să o facă pentru noi și acel cineva pe care nu l-am cunoscut până acum este domnul Diaconu, al doilea din dreapta, și care are o firmă extraordinară pe care am vizitat-o, unii dintre noi ne-am făcut uniforme la măsuri. Ceea ce pentru mine este absolut extraordinar este că trei dintre domniile lor, da, este vorba de domnul Răuță, de domnul Diaconu și domnul Tudor, fac parte dintr-o asociație, nu pot să le spun paramilitară, e o asociație, spuneți noastră? De reconstituire istorico-militară. De reconstituire istorico-militară. Da, se numește Asociația Tradiția Militară. Cu care acum ceva vreme, la propunerea onorabilului istoric, aici de față, Costin Croitoru, ce lucrează ca cercetător științific la Muzeul de Istorie Carol I din Brăila, dar și ca profesor de istorie, la Universitatea din Cahul, de pe malul stâng al Prutului, ne-am gândit să facem o activitate de reconstituire a unor lupte, a unor bătălii din cel de-al doilea război mondial. După care, bineînțeles, am fost la primărie și la Consiliul Județean să stăm de vorbă. Și am găsit următoarea reacție la onorabilul domn Marian Dragomir, acest de față, primarul la antitră pentru al doilea mandat al Brăilei, care a zis: da, facem imediat, deci n-am apucat să-mi termin fraza, da, fără doar și poate, să știți că aceeași reacție a avut-o și președintele Consiliului Județean, Francisc Iulian Chiriac, care ne-au pus la dispoziție, după părerea mea, cam tot ce se putea pune. Iată că el, Consiliul Județean, ne-a lăsat să facem în biblioteca pe care o are în exploatare această frumoasă scenetă și această minunată emisiune, da, bunul nostru nou prieten, domnul Diaconu, cu firma sa privată, care face sute de asemenea uniforme, care sunt niște remake-uri impecabile, cu inclusiv însemnele de pe pieptul celor trei ofițeri aici de față, cu medalele primite în război, și tare mi-ar plăcea să le spun de la vremea cuvenită, și să vă zic că undeva, dacă ne lasă vremea și nefericită asta de pandemie, poate undeva prin septembrie o să facem un lucru nemaipomenit. Dar am să rog întâi pe Costin Croitor să ne spună cum i-a venit așa o idee nemaipomenită și să ia și microfonul acela. În primul rând, mulțumesc pentru invitație. Într-o asemenea companie, întotdeauna o onoare să discutăm, să facem proiecte. Vedeți, dumneavoastră, noi am luat pulsul, am trecut printr-un centenar în care am avut ocazia să gândim tot felul de proiecte și mi s-a părut foarte nimerit din dubla mea ipostază, cea pe care ați folosit-o în prezentare, să aduc niște studenți și studente
pe care cu ajutorul domnului diaconu i-am îmbrăcat în uniforme militare de acum 100 de ani. Evenimentul a prins foarte bine, motiv pentru care am încercat să îl repetăm. În primul și în primul rând trebuie să vă spun că din punct de vedere al, iertați-mi lipsa de modestie, al specialistului, trebuie să ne sprijinim pe patrimoniul local. Și avem aici un patrimoniu local foarte promițător, în primul rând din punct de vedere istoric, dar dacă vreți și logistic. Numai dacă urmăriți felul în care ne prezentăm astăzi, vă dați seama că fără mare efort, având specialiști în domeniu și având și cu cine să facem aceste reconstituiri, am reușit această performanță care, cum spuneați, este doar un preaviz a ceea ce dorim să facem în continuare. Eu cred că ar fi bine ca proiectul să fie prezentat mai puțin, ceea ce ne dorim să facem, și să prezentăm oamenii care sunt în spatele lui și care ne acordă sprijinul și ne vor acorda în continuare sprijinul. Cu mare drag, am să-l rog în momentul de față pe domnul primar Marian Dragomir să, dacă se poate, să-mi certifice și să-mi spună care a fost reacția la propunerea noastră, oarecum intempestivă. Da, bună ziua, vă spun tuturor. Primăria Municipiului Brăila este interesată să devină partener într-un proiect nou. Nu știu dacă o să-l numim un festival sau un eveniment de promovare a tuturor evenimentelor istorice din Municipiul Brăila, pe care vreau să le popularizăm atât prin intermediul unor expoziții, dar mai ales să le transpunem prin evenimente care să aibă loc în anumite zone din oraș, reconstituiri ale unor parade sau chiar lupte pe care brăilenii le-au dus pentru orașul lor și pentru țară. Noi propunem ca aceste evenimente să aibă loc la anumite instituții publice din Brăila, pe strada Mihai Eminescu, în fața primăriei municipiului Brăila, în grădina publică și în parcul Monument, iar acolo brăileni îmbrăcați în costumația specifică diferitelor arme din anumite perioade istorice, să lupte, să arate cum ei în decursul timpului au reușit să elibereze orașul Brăila, să-l apere și astfel să trezim interesul generațiilor actuale pentru partea istorică și să reușim să ne promovăm în acest fel orașul. Consider că inițiativa dumneavoastră este una foarte bună și va fi privită cu un interes deosebit de toți brăilenii. Mulțumesc, domnule primar. Este iarăși un lucru de spus și pentru cei care au urmărit emisiunile, sunt convins că au această informație. Avem mai bine de 6-7 luni de zile de când noi, cei de la TV Galați Brăila, ne-am mutat centrul de activitate în ceea ce privește filmările și realizarea emisiunilor din laboratorul celor de la TV Galați Brăila într-un alt laborator care se numește Studioul Media, pe care Universitatea Danubius din Galați, reprezentantă cu cinste și mândrie aici de un român, caporal ca și mine, actualmente președintele acestei universități, fost rector până acum ceva vreme, care s-a lăsat prins în această horă. Uneori se spune că am avut o copilărie nefericită și ne trăim încă o dată adolescența când ne îmbrăcăm în militar. Am să sufăr din cauza acestei răutăți, dar mă simt foarte bine, mă simt mândru că i-am izgonit pe naziștii de aici din comandament acum câteva minute. Nu i-am împușcat, poate așa cum meritau la vremea respectivă, dar mă bucur foarte tare că ați intrat și dumneavoastră în acest dans interesant al reprezentărilor, al evocărilor, pe care ceilalți trei oameni îl fac de ceva anișori. Cum e? Nouă danubienilor ne plac poveștile. Suntem și noi o poveste adresată în egală măsură brăilenilor și gălățenilor. Cei care lucrează în universitatea noastră, prietenii noștri, știu că desfășurăm tot felul de evenimente care întregesc caracterul educațional, cultural, social al Universității Danubius. Personal sunt fericit să mă aflu aici, să fiu alături de voi, cei care încercați să reconstituiți ceea ce, într-un mod foarte
grav povestit, au făcut ca aceste orașe dunărene să sufere sub ocupația nazistă, apoi sub ocupația rusească, dar iată că românii, și evocăm astăzi românismul, au reușit întotdeauna, indiferent de cine le-a drămuit existența și le-a direcționat soarta. Sigur că da, este doar un început. Vrem să organizăm împreună cu prietenii noștri, cei pe care i-am cunoscut astăzi, niște persoane minunate și grupați în jurul unor idealuri, să organizăm în cadrul proiectelor noastre comune evenimente culturale. Trebuie să știm, să ne amintim ca un memorial al durerii cele care s-au petrecut, nu cu mult timp în urmă, să îi ascultăm pe specialiști, pentru că expertiza astăzi este cheia succesului, profesionalizarea, și nu suntem departe unii de alții, avem și lucruri pregătite pentru viitor, numai că trecutul cred eu că este uitat într-o oarecare măsură și nu trebuie să permitem acest fapt. Absolut, perfect. Important este să vorbim acum, și asta îmi place foarte tare, să vorbim acum cu cei care ne-au stârnit și care ne-au ajutat. Și vorbim aici cu cei din asociație, vorbim cu domnul regizor al acestei frumoase scurte scenete, care s-a dat de ceasul morții la propriu să scrie scenariu, să-l traducă, să-l învețe pe de rost, pentru că nu este vorbitor de germană nativ, să-i oblige și pe ceilalți să facă același lucru, da? Să-l facă pe tânărul nostru bun prieten Costin Croitoru, ofițer SS, da? Nouă ne-a plăcut să-l pozăm așa și o să-l ține minte multă vreme, da? Să-l determinăm pe domnul primar aici de față, domnul Marian Dragomir, da? Să vină cu pistolul și să-i someze. O să vă bucurați tare cu siguranță când veți vedea aceste lucruri. Da. Spuneți-mi de câți ani faceți. Când s-a întâmplat asta? Când v-a prins acest Iureș? Mai întâi de toate, bună ziua! Bună ziua, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori! Când s-a declanșat momentul, nu știu să spun sigur, cred că e venit de undeva, din copilărie, gustul, plăcerea și dăruirea pentru așa ceva. Mai întâi am început să colecționez uniforme militare. După aceea l-am cunoscut pe domnul Marius Diaconu, care, fiind și dânsul colecționar la rândui, m-a ajutat, m-a sfătuit, confecționând și uniforme, m-a ajutat și în acest sens. Pot spune că participarea mea la acțiunile Asociației Tradiția Militară, din care fac parte de ceva vreme, din ianuarie 2016, mi-a dat putere, mi-a dat încredere în sine și, evident, am beneficiat de o anumită pregătire. Am înțeles că participați la acțiuni, indiferent cum este vremea, prin noroaie, prin zloată, prin zăpadă. Da. Da? Când mi-ați povestit că dacă e să facem această acțiune nemaipomenită și ploaia s-ar putea să vină, da? Mi-a răspuns imediat, dar nu contează, noi mergem prin ploaie, de parcă spectatorii ar trebui să stea în ploaie să bucure. Da? Adică oamenii aceștia, asta este interesant, trăiesc din toată inima ceea ce fac. Chiar cred că toate reconstituirile acestea sunt niște lucruri minunate. Sunt minunate, cred. Da. Dacă îmi permite timpul, aș putea să vă istorisesc pe scurt câteva întâmplări din activitatea noastră. E vorba de paradele de 1 decembrie, care au avut loc până în momentul de față la București, unde am participat de vreo 4 ani de zile încoa, care s-au desfășurat și pe ploaie, și pe ger, și polei, să spun, dar noi am ținut pasul și am participat. Am defilat în uniforme de primul război mondial. Aș vrea să amintesc aici o întâmplare care s-a petrecut la Poiana Sărată prin 2017. Comemoram eroii căzuți în zona Oituz,
Și am făcut o slujbă religioasă la mormântul primei victime românești, e vorba de locotenentul Macarie. Ei bine, atunci a început să plouă, era undeva pe 3-4 octombrie, ne-a udat, eram cu ținuta de vară, casca Adrian pe cap, în spinare purtam ranițele și după slujba care a avut loc la biserică am mers la cimitir, cimitirul universal, să spunem așa, pentru că acolo erau îngropați și nemți, și ruși, și români. Și ploaia a continuat, preoții au continuat și dânsii prelegerea. Așadar, la sfârșitul ceremoniei era uzi până la piele. A urmat după aceea o ceremonie religioasă undeva într-o încăpere. Preoții ne-au binecuvântat cu prezența lor. Și vreau să spun că niciunul dintre camarazi, chiar i-am întrebat, niciunul nu a răcit. Cu toate că existau condiții optime de a lua o răceală. Minunat, minunat. Am să vă rog, da, am să vă rog pentru cele câteva minute care au mai rămas din această prima parte a emisiunii, da, să-l invităm pe domnul Diaconu să ne spună, dacă poate, cum de a ajuns și domnia sa în această postură interesantă, nu doar de a face parte din asociație, de ce aș face și o afacere din asta. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În primul rând sunt membru fondator al Asociației Tradiția Militară, asociație care a apărut încă din anii 2004-2005 și fiind, colecționar fiind, de uniforme, m-a interesat și aspectul restaurării, reparării uniformelor. Și încet, încet am prins gustul, ca să zic așa, al reparării uniformelor, dar colaborând cu ateliere de croitorie. Încet, încet am intrat, să zic, în zona filmului, teatrului, prin închirierea unor obiecte din colecția mea, pentru ca mai târziu, cunoscând-o pe soție, care este inginer textilist, încet, încet am început să dezvoltăm un mic atelier. Sigur că cel mai important lucru este să faci, să repari, restaurezi sau să confecționezi uniformele în atelierul tău, pentru că ai totul sub observație. Și în 2010, la Brăila, am deschis acest mic atelier. În această poveste, un rol important îl joacă și fratele meu, și el colecționar, și el pasionat de același lucru. Asta este o boală de familie deja. Exact, este o boală de familie. Pot spune că totul a început, nu știu, prin clasa 3, aveam 11 ani, de la o fotografie cu bunicul meu. Bunicul meu fiind ofițer, din păcate nu l-am apucat, am pus întrebări despre ținuta lui, ce este, cum este, și mi s-a răspuns. Atunci a început să mă atragă aspectul acesta. Din păcate nu am mai prins niciun element de uniformă, nicio decorație de la el, dar încet, încet, cum să zic, am avut și un unchi, ofițer de justiție, procuror militar, și venind într-o zi în uniformă, m-a atras foarte mult insignia pe care o purta și culoarea uniformei și epoleții. Și de atunci a zis că îmi va trimite o pereche de epoleți. După câteva luni am primit-o și uite așa încet, încet a început colecționarea, ca să zic. Domnule Diaco, așa. Pentru că această emisiune se împarte în două, dar are o pauză publicitară, am să vă rog să lăsați și pe domnul Răuță să spună din partea Marinei Militare, nu? Cred că Marina Militare. Este o scurtă prezentare. Și apoi vom lua subiectul la... În primul rând, bună ziua! Mă numesc Răuță Ionel. Sunt membru al Asociației Tradiția Militară din anul 2017. Am colaborat cu asociația încă din anul 2015, unde am participat
la parada militară de 1 decembrie. Sunt pasionat de istoria militară a poporului nostru. M-ați întrebat de uniformă. Uniforma este de aspirant din al doilea război mondial. Îmi place ceea ce fac și vreau să le transmit telespectatorilor, și cu asta închei, este magnific să ajungi să faci ceea ce îți place cu adevărat și să nu simți niciodată că muncești. Excelent. Vă mulțumesc. Cu mare drag. Cu permisiunea domniilor voastre, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru că în partea a doua vremurile acestea nu or să vă permită să ne însoțiți, dar vă mulțumesc pentru că ne-ați însoțit în această prima parte, a fost minunat și ne reîntâlnim. Și eu vă mulțumesc și vreau să vă spun că o să ne revedem la foarte multe evenimente pe care le vom face împreună în municipiul Brăila, deoarece este foarte frumos să citești despre istoria unui oraș într-o carte, dar este mult mai interesant să transpui în practică pentru toți cei care vor să vină să vadă astfel de evenimente momentele istorice ale orașului. Pe acest lucru mizez foarte mult și sigur îl vom face împreună. Vă mulțumesc încă o dată! Revenim după o foarte scurtă pauză publicitară, într-un format mai restrâns cu un primar în minus, pentru că activitățile domniei sale l-au împins către altceva. Mă bucur foarte tare că v-am aici împreună, după ce am făcut acest mic clip evocator. Pentru mine un lucru absolut nou, pentru trei dintre noi noștri prieteni, un lucru pe care l-au mai făcut. Am făcut o prezentare foarte scurtă, fantastic de succintă a fiecare dintre domniile voastre, dar aș vrea să vă întreb și aș vrea să-l întreb în primul rând pe omul de muzeu, pe cercetătorul științific Costin Croitoru. Dacă nu care cumva, și urechile mele au auzit asta de mai multe ori, pentru că am umblat prin acest mediu al istoricilor, dacă nu cumva activitățile acestea de evocare pe care le fac multe asociații din România, pentru că sunt multe, da? Și sunt mulți oameni care fac asta, seamănă pentru unii a butaforie, a chici, a ceva care nu trebuie să fie făcut. Cu toate că, din punctul meu de vedere, filmele fac fix lucrul acesta. Dacă și filmele acelea pe care noi le vedem și ne bucurăm tare sunt chiciuri, or fi. Pentru că și ei folosesc butaforie. Greșesc? Unde ar trebui să despărțim puțin apele? Să-l chemăm pe Moise. Dacă avem toți pretenția că suntem specialiști și încercăm să fim foarte prețioși, sigur că vom găsi întotdeauna și elementul de chici și elementul de neverosimil și așa mai departe. Dacă încercăm să gândim în termeni populari, nu? Pentru că noi ne adresăm de fapt publicului larg, atunci, nespecialist, atunci ar trebui să punem altfel problema. Vi se spunea că avem toată deschiderea din partea primăriei de a chema oamenii să vadă istoria. Nu, de fapt noi îi chemăm să facă istoria, să se implice. Da? Și atunci, dacă mergem pe speța asta, vom gândi că fiecare dintre actori sau dintre voluntari sunt doctori în istorie, în reconstituire, doctori în a juca un rol, au terminat Academia de Teatru și Film. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun, pentru că noastră știți foarte bine, probabil că și ceilalți știu, eu sunt de fapt specialist în epoca mai veche, în antichitate. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun e că avem specialiști care fac diverse recomandări. În spatele oricărei uniforme pe care telespectatorii o văd și altele pe care o să le mai vadă, stă o întreagă documentație. Da? E întreg dosar de reconstituire. Uniforma e realmente ușor de văzut și de digerat și de comparat cu alta, dintr-un document fotografic, de pildă. Dar mai sunt și efectele militare. Cred că mai potrivit pentru a răspunde, de fapt, la provocarea asta ar fi colegul și bunul prieten Marius Diaconu
Și zic eu că ar fi bine să ne și prezinte uniformul, numai ca să vedeți ce înseamnă o documentare și o vorba unui specialist realmente în acest, din domeniul acesta, frumos de altfel. Cu această ocazie, vă rog, domnule Viacură, da? Poate ne spuneți fiecare dintre noi, da? Fiecare dintre noi ce poartă, știm cu toții că dumneavoastră le-ați confecționat, da? Pe câteva dintre ele la comandă, realmente, săptămâna trecută am fost la dumneavoastră, ne-ați luat măsurile și a ieșit, mă rog, nu ne-ați putut transforma în modele masculine, dar atâta ați putut face și a ieșit bine. Ce reprezintă? Pentru că fiecare din elementele acestei uniforme reprezintă ceva. Sigur, inclusiv decorațiile pe care le avea domnul primar Dragomir pe uniforma de capitan, da, har domnule, erau acolo, l-am și întrebat dacă o să, din cauza decorației o să meargă cu umărul stâng mai jos. De ce greutate era acolo? Vă rog. Da, decorațiile, de fapt baretele purtate de către domnul primar sunt barete originale din colecția mea și s-au fost acordate chiar în acea perioadă, între anii 39-44, ca să zic așa. Din câte mi-aduc aminte, era Corona României, era Medalia Cruciată împotriva comunismului, era Medalia Centenarul Regelui Carol I cu baretă Pro Patria, decorație acordată pentru cei care au contribuit la înzestrarea armatei. Tot domnul primar avea sub baretă pe piept insignia de 7 ani a regimentului 5 grăniceri, regiment care a avut sediul la Brăila. Și dumneavoastră și domnul profesor și eu purtăm uniformele regimentului 5 grăniceri. Uniformele de soldat, de caporal, sunt alcătuite din, sau au ca accesorii, eghiletul verde, specific adică armei grănicerilor. Da. Da? În acea perioadă, eghileți aveau grănicerii, jandarmii și unitățile de gardă. Eghileți simpli, doar jandarmii și grănicerii. De asemenea, aveți purtați hamul Y, specific trupei. Da. Centura și cele două cartușiere pentru muniție. Domnul Croitoru poartă o uniformă de capitan de aviație pentru bombardiere, de vânători, pentru că are pe guler petlițele verzi, de culoare verde, verde la vânătoare, roșu la bombardament, și bleu la pilot obișnuit. De asemenea, poartă insignia de pilot și o serie de barete, tot ale decorațiilor acordate în acea perioadă, cum ar fi Ordinul Steaua României, Ordinul Virtutea Aeronautică, clasa Crucea de Aur, Medalia Cruciada împotriva comunismului, cu bareta Caucaz, asta indică faptul că purtătorul a luptat la Caucaz, a fost acolo, Medalia Centenarul Regelui Carol I și Medalia Centenarul Regelui Carol I cu bareta Pro Patria. De asemenea, pe mâna stângă poartă însemnul de pilot, însemnul brodat. Iar pe pieptul drept poartă insignia de absolvent al Academiei, a Școlii Superioare de Război. Toate aceste însemne sunt originale și fac parte din colecția personală. Domnul Tudor poartă o uniformă de plutonier din regimentul de gardă al batalionul de gardă regală, de fapt. Așa. După cum spuneam, aceste unități de gardă aveau în compunerea uniformei eghileți, în cazul acestor eghileți albi. Pe guler și pe manșetă poartă petlițe cu broderii specifice regimentelor de gardă, iar pe piept Medalia Cruciada împotriva comunismului. Aceasta este vestita medalia sau medalia comună purtată de către noi în această emisiune, ca să zic așa. Iar eu port o uniformă de plutonier de grăniceri, regimentul 5 grăniceri, iar pe piept barete după modelul german.
având în vedere că până în 44 am fost aliați cu nemții, câțiva dintre militarii români și-au făcut barete după modelul german. Și acestea seamănă, de fapt sunt identice, numai panglica reprezintă decorația românească. Și aici avem virtutea militară, crucea serviciului din jos, crucea Regina, ordinul Regina Maria și medalia meritul sanitar. Și la capăt avem un aspirant, nu? Și la capăt avem un aspirant de marină, normal, echivalentul gradului de sublocotenent, uniformă purtată de marinari în perioada celui de-al doilea război mondial. Este ținută albă de vară. Este interesant de spus că pentru cei care au făcut marina, eu am făcut armata la marină și liceul, gradul sublocotenent în continuare nu a existat. Era la vremea respectivă singura armă la care orice fel de ofițer care terminase școala ieșea direct locotenent, nu sublocotenent. Se pare că și în perioada celui de-al doilea război mondial tradiția era aceeași, era aspirant, nu era ofițer. Da. În loc de sublocotenent. Da, asta era denumirea în marină, aspirant. La gradele de ofițerul superior erau un loc de maior locotenent comandor, un loc de locotenent colonel capitan comandor și la gradul de colonel comandor. Cred că s-a întors chiar în momentul de față la stilul acesta, pentru că în perioada de tristă amintire pe care a zvânat-o dumneavoastră cu medaile, adică anticomunistă, în vremea respectivă, da, era capitan de rangul 3, capitan de rangul 2 și capitan de rangul 1, adică major, locotenent, colonel și colonel. Da? Iar capitanul se chema capitan locotenent în perioada aceea. Nu era capitan și atât. Ne-am întors cu toții la subiectul acela nemaipomenit de drag nou celor care am făcut armata, la armată. Deci dacă vreți vreodată, doamnelor și domnilor, să deschideți un subiect la care toți bărbații vor accesa absolut imediat, da? Fără niciun fel de supărare, indiferent câtă carte are sau nu are, câtă experiență are sau nu are, toți cei care au făcut armata vor vorbi despre perioada aia de 2 ani, de 1 an și 4 luni, de 6 luni, de 9 luni, cât a făcut fiecare, cu un fel de voluptate a poveștilor, indiferent câți ani au trecut de atunci. De ce oare? Sunt tare curios să aflu și am să rog aici pe bunul meu prieten, pe domnul președinte Andy Pușcă. Da, este adevărat. Au fost 6 luni de vacanță, înconjurat doar de bărbați, ne numeam noi atunci, dar am aflat după cele 6 luni ce înseamnă. Și ce erați. Și ce eram. Există o frăție a celor care au făcut armata, așa cum poate doamnele au caracterul unic al mamelor, nu? Noi suntem bărbații care au făcut armata. Depinde de armă, bineînțeles, foarte bine au fost evocate gradele militare care diferă de la o armă la alta. Am făcut la rachete antiaeriene, o tehnică veche pe vremea aceea, rusească, dar încă funcțională. Mi-amintesc cu plăcere perioada când am desfășurat toate plantoanele, tragerile de zi, de noapte, am săpat tranșee, am făcut de toate, câte puțin. După cum vă spuneam, iată că evocare. Și opriți-mă, vă rog, pentru că e o poveste frumoasă pe care o spun prietenilor mei, așa cum vă consider. Și, într-adevăr, faptul că sunt într-o ținută militară face plăcere. Cu drag revin, când poate împreună cu studenții noștri, cu cei preocupați de istoria României și de viitorul armatei române, ne vom mai întâlni într-un cadru organizat și plăcut, ca și cel de astăzi. Ce pot să vă spun este faptul că, indiferent cât de ciudat ar fi, armata înseamnă disciplină. Din totdeauna și probabil pentru totdeauna. Adică părerile personale dispar. Libertățile personale, chiar în momente de nerăzboi, Doamne ajută, da? Cum este acesta, în armată sunt limitate de regulamente, de o grămadă de activități de genul acesta. Și cu toate astea, oamenii evocă momentele foarte trecute, mai aproape trecute, cu
cu o exuberanță pe care uneori nu o înțeleg. Chiar și cei care sunt umaniști. Da? Nu doar niște realiști ca ceilalți. Să fie asta, domnule profesor Costin Croitoru, vreme teahnă? Greu de crezut. Vedeți, ajungem, devine un laimotiv al emisiunilor, cel puțin pe care le facem împreună. E vorba de educație, e vorba de percepția fiecăruia. Noi avem o tradiție militară a poporului nostru, nu? Toată istoria, atât cât se mai făcea istorie, vorbim de manualele reale de istorie, vedeți că sunt presărate de lupte, sunt presărate de figuri, să nu le spun legendare, că iar mergem spre chici și butaforie, de tot soiul de... Și atunci asigur că avem o anumită plecare spre chestiunea asta. Mai mult decât atât, cum bine s-a spus, cred că e în ADN-ul nostru, cum despre o... mă rog, o doamnă, o femeie, spunem că are un caracter matern, ar trebui să fie pleonasm. Așa și noi avem înclinația asta spre arme, spre uniformă militară, chiar dacă uneori nu o asociem cu disciplina neapărat, să ne înțelegem. Adică doar apucături marțiale. Doar apucături marțiale. Tocmai din ipostaza asta populară a lucrurilor, eu cred că ar fi un lucru foarte bun de făcut, să ne apropiem și de public și nu numai să-i arătăm, să reușim să-l atragem. Eu cred că dincolo de ecranul camerei la vedere sau al televizorului, sunt acolo câțiva de diverse vârste, de diverse preocupări, care ar vrea să se asocieze unui asemenea demers. Vorbeați mai devreme de aderența pe care a avut-o primăria și, mă rog, domnul primar. Eu cred că mai sunt și alții. Este o provocare pentru noi să-i descoperim și să reușim să... era să spun să îi contaminăm, da, în... vremurile pe care le parcurgem sună atât de urât. Da. Să reușim să le dăm din pasiunea asta și să-i aducem aici. Noastră știți foarte bine, și acum o spun pentru telespectatori, noi când am gândit, am creionat așa ideea unui proiect de a valorifica pe de o parte patrimoniul pe care îl avem, istoria care, pe care o avem, din perspectiva militară, noi când am creionat asta am discutat inclusiv cu marile comandamente, am discutat cu diverse unități militare pe specializări, cercetare, geniu și așa mai departe. Vreau să vă spun că și acolo găsim oameni extraordinar de pasionați. Pentru noi o chestie excepțională că după, nu știu, ora programului, după 8 ore de instrucție sau ce fac acolo, ei vor să vină să arate ceea ce știu, să îmbrace o uniformă militară contemporană sau nu, să facă o demonstrație în fața unui public, să promoveze, practic, meseria pe care o au. Este un lucru excepțional. După aia, v-aș aduce tot despre tradiția noastră vorbind. Avem în Brăila două sau trei fanfare care pot merge și spre sintagma de fanfară militară. Da? Eu știu că este o tradiție și în ceea ce privește Festivalul Muzicilor Militare la Brăila. Ceea ce vreau de fapt să vă spun este că avem deja un public cumva pregătit. Noi nu mergem pe un teren așa și îl defrișăm acum. Ia cătă, vă vorbește omul de muzeu. Avem patrimoniu, avem o istorie care susține un astfel de demers și avem și un public cumva pregătit. Dacă la toată rețeta asta mai adăugăm și faptul că există o foame teribilă de a ieși și de a socializa, după toate lucrurile care se întâmplă, fantastic. Este o oportunitate. Deci, cred că despre asta este vorba de fapt și că noi încercăm acum să haideți să promovăm mai mult ceea ce putem face cultural, ceea ce putem să facem să atragem oamenii, să creăm o, tot folosesc eu verbul ăsta, să creăm o parte digerabilă pentru istoria noastră națională. Am să rog eu pe domnul Răuță de acolo, din zona marine militare, da? Din zona foarte albă a acestei frumoase adunări covasii militare, și să-l întreb cum e posibil ca după ce muncești 8-10 ore pe zi, fiecare are câte o altă activitate, da? Dintre cei trei care sunt în zona aceasta, da? După 8 ore sau 10 ore de activitate, oricare o fi aceea, da? Să te duci împreună cu prietenii și să stai 2 ore, 3 ore sau sâmbătă și duminica, 5 ore, 7 ore, 8 ore, funcție de vreme, da? Și să te antrenezi. Să faci, nu? Militarie, să faci
exerciții, da, de mânuire armamentului, de alea, alte, pentru că atunci când faci o demonstrație, totul trebuie să meargă și nu, inclusiv atunci când mergeți la paradele de la București sau de oriunde în altă parte. Oare cum e? De ce asta? Noi o facem din pasiune. Dacă nu o faci din pasiune, o faci forțat. Atunci... Atunci se chem armat. Nu este cum trebuie. Și într-adevăr, avem servici pe lângă ceea ce facem, dar ne strecurăm câte un pic când avem timp și vrem să demonstrăm telespectatorilor că se poate. Știți, de multe ori m-am gândit la asemenea activități care sunt mai speciale, care înseamnă plecatul de acasă. Că pentru mulți dintre pescari, de pildă, eu sunt brăilean, pentru mulți dintre pescari este un motiv foarte bun să plece de acasă, de motive pe care nu mai e cazul să le explic. Nu acum și nici în altă parte. Să fie și ăsta un motiv pentru a pleca de acasă? Este posibil. Am înțeles. Domnule Tudor, dumneavoastră sunteți, la fel ca ceilalți doi domni de aici de față, un foarte pasionat. Am să spun despre dumneavoastră că știu că sunteți bijutier. Acum, nu știu, pentru dumneavoastră telespectatorii, cum vedeți sau cum puteți să vă imaginați să aveți viziunea unui bijutier, un om care lucrează într-un atelier cu chestii foarte mici, cu lupa aceea, microscopul cu și așa mai departe, da? Brusc îl vezi ieșind din bijuterie cu îmbrăcămintea asta marțială, cu arma după el, să fie o refulare? Evident. Evident. Întotdeauna hobby-ul a fost o vindecare a problemelor profesionale. Da, e o altă activitate, e o altă lume diferită de cea de zi cu zi. Pot spune că mergeam în anii trecuți la București, aproape în fiecare sâmbătă, la instrucție, care se ținea la Muzeul Militar, la acea vreme. Era și o fugă de acasă, era și o reîmprospătare a tot ce înseamnă minte, organism. Chiul. Exact. Printre altele. Și da, învățam lucruri noi, lucruri frumoase. Mie plăcându-mi de mic copil lucrul ăsta, pentru mine era ceva care îmi venea ca o mănușă și îmi doream. S-a văzut. Vă rog să mă asta credeți, da, că am făcut armata pe vremea lui Ceaușescu, 87-89. Tatăl meu mi-a spus la plecarea dintr-o permisie: băi, aia e o joacă. Și vă rog să mă credeți că am tratat toată armata ca pe o joacă. N-am simțit-o ca un bolovan de sare. Cu toate că nu mi-a fost ușor. Am făcut la infanterie, am făcut culcaturi, m-am târât pe noroi. Nu mi-a fost ușor. Dar efectiv a fost o joacă. Reenacting-ul, ca să spun așa, nu e o joacă. E un lucru foarte serios. Noi ne punem în pielea celor de acum 100, 100 și ceva de ani. Am fost în Franța la Verdun și am văzut acolo niște francezi care după ploaie s-au turât până noroi cu mantalele, iar unul cu periuța de dinți se spăla pe dinți cu apă din baltă. Îi spuneam camaradului meu de atunci cu care ne plimbam prin Fortul Miribel din Verdun. Zic: băi, uite măi, ăla are reactor, nu ca noi. Da. E un lucru, da, e un lucru care pe mine mă uimește, da. Acum, e hobby, e clar, fiecare pentru hobby-urile lui își pune timpul la bătaie, își pune bani la bătaie, pentru că sunt și cheltuieli și nu sunt puține. Sunt și niște cheltuieli, da. Sunt convins că da, și dacă o să fiți de acord, am să-l rog pe domnul Diaconu să-mi spună începuturile de colecționar, și sunt convins că vorbește în numele fiecare dintre dumneavoastră, da? Începuturile de colecționar, dacă au fost costisitoare, ca timp și ca bani și ca nervi, da? Sau va? Începuturile nu au fost costisitoare, pentru că multe, sau majoritatea pieselor, primele piese le-am primit de la cunoștințe. Am dat zvon în țară, ca să zic așa, că îmi plac... Cei care v-au iubit, v-au dat. Așa, și cine... Exact, da. Și asta se întâmpla până în 89. După 89, când au început să apară
Să capete valoare obiectele acelea? Nu neapărat să capete valoare, nu. Nu, când a apărut piața liberă, au apărut târgurile, au început să apară și prețurile. Piese în târg, respectiv prețuri. Corect. Inițial nu am fost susținut de către părinți în sensul ăsta. Că bași bani în ele. De motive lese de înțeles. Exact, da. Dar făceam rost de bani și cu banii... Nu era căsătorit atunci. Nu. Da, nu, era nu, evident. Nu, sub nicio formă. Și încet am ajuns la Societatea Numismatică Română. Am fost primit acolo ca și membru și acolo a început colecționarea adevărată. Adunatul obiectelor pe categorii, pe teme, ca să zic așa. După care am fost primit în secția numismatică a Cercului Militar Național în București, unde am început să particip la expoziții, chiar am luat ceva premii. Eu cred, domnule Diacolo, momentul în care dumneavoastră ați devenit un producător de obiecte pentru alți colecționari a însemnat profesionalizarea acestei activități care se numește strâns obiecte. Colecționatul. Da. Asta a apărut târziu. Asta a apărut, v-am spus, după 2005-2006. Sunt ceva ani, sunt vreo 15 ani. Sunt. Da. Firma am înființat-o în 2002, dar, după cum v-am spus, producerea în atelierele noastre s-a făcut după 2005. Am reușit să facem costumele pentru câteva filme importante, zic eu. Restul e tăcere, Cocoșul decapitat, uniforme românești, militare românești, dar și străine. Așa. Și încet și costume pentru asociațiile de reconstituire istorico-militară. Domnule Diacolo. Pentru colecționari. Pentru că această emisiune s-a scurs, s-a prelins așa printre cele câteva activități pe care le-am început noi aici. Aș vrea să rog pe bunul meu prieten, Andy Pușcă, să spună două, trei cuvinte și am să-l întreb ce anume l-a făcut să vină printre noi un profesor universitar, președinte de universitate, care mai nou, de ceva luni, are un nou rector, un american. Poate tocmai asta am vrut să dovedesc, că România are tradiție în domeniul militar. Sincer, am venit din curiozitate, pasiune, vorbiți cu un militar în rezervă, îmi arog această funcție, și mai în glumă, mai în serios, am vrut să vă cunosc, pentru că am auzit de dumneavoastră. Pe Costin îl știu deja, îl cunosc, ne-am apropiat foarte mult. Dar m-am gândit că, continuând așa pasiunea pe care am avut-o și eu și din perioada când am efectuat stagiu militar și după aceea și înainte mânca curiozitatea, am vrut să văd dacă există o continuare. Dacă românii care astăzi nu mai fac în mod obligatoriu armata, mai au dorința asta de a afla măcar ce s-a întâmplat cu armata română în perioadele grele ale României, dacă se poate transpune în practică ceea ce avem doar în muzee și doar ne uităm acum online. Nu știu cât o să revină în formatul acela știut să ne uităm la panotaje. Poate mai bine așa, să acționăm, să fie ceva demonstrativ. Pentru că lumea se schimbă. Și haideți să o ajutăm să se schimbe în direcția în care oamenii vor, de fapt, să iasă din ei înșiși și să-și amintească sau să construiască ceva pe baza lucrurilor adică știute. Adică asta e școală, nu? Este școală. Dacă spune un profesor universitar, înseamnă că este școală. Certific. Stimați domnule, onorabil telespectatori, dragii mei colaboratori din spatele camerelor pe care până acum nu i-am văzut, dar am convingerea că atunci când vom face ceea ce vom face pe câmpiile de jur împrejurul Brăilei, o să-i vedem și pe ei, pentru că îi vom îmbrăca și pe ei așa, dacă or să vrea. Nu pot decât să vă mulțumesc
pentru amabilitate, timpul consumat, să mă bucur că existați, să vă pot fi alături, dacă pot în vreun fel sau într-altul, cum și domniile voastre ați fost pentru mine, să fim sănătoși, să trecem de nebunia asta prin care de un an de zile trebuie să trăim și să vă urez toate cele bune. Și o seară frumoasă!